lui său, că mulți așa și-l numeau, Budulai. În anul 2000, Mihai Volontir a fost desemnat cel mai bun actor al secolului 20 din cinematografia. În filmul istoric se caută un paznic. După ce filmul a fost lansat pe marele ecrane cu talentul din Bălți, a vrut să lucreze chiar Emil Loteanu. Dacă rolul lui Dimitrie Cantemir l-a făcut popular pe Mihai Volontir în Patrie, apoi filmările la primul blockbuster sovietic, Manevra de răspuns, a făcut să vorbească despre actorul din Moldova, întreaga Uniune Sovietică. Trăitumea-n viața-ntreagă, dar ca la început mi-e dragă. Posta veșnic lăcumos, pentru tot ce mi-e frumos. Mâine să scapă, useța n-are capă. Viața asta-i scurtă, dar cât ai mirosi-o floare. Viața asta mult nu ține, cât te-i apăra de-un câine. Viața asta-i scurtă, dar cât ai mirosi-o floare. Viața asta mult nu ține, cât te-i apăra de-un câine. Să fie mea o fărboare, cum scrie în scriptură, se afundă omul tocmai tare în mări de ură. Părăsește tristul lumina și clipa e prenosacă. Întinde, Doamne, lumii mâna, căci se înneacă. Primite-ne, Doamne, primite-ne, Doamne, o ploaie cu stele. Și spală pământul, și spală pământul. Și spală pământul, și spală.